prioritățile, cele 10 priorități ale Partidului Social Democrat și am stabilit foarte clar că vom avea o discuție pe o perioadă limitată de timp. În cazul unei decizii a Partidului Social Democrat de a fi votat ca și prim-ministru până la data de 1 februarie. O să mai urmeze și alte discuții și cu privire la reformele cuprinse în PNRR, care sunt timpii de implementare, dacă vor fi până în data de un acord semnat până în data de 1 februarie. Nu am zis exact pentru ce este acest termen limită de 1 februarie. Păi noi vorbim totuși de un armistițiu politic ca să depășim situația pandemiei și a problemelor din energie. Nu s-a vorbit niciodată despre investirea unui guvern pe următorii 3 ani de zile. Adică premierul desemna Nicolae Ciucă să vă promită că începând cu 1 februarie va pleca de la Palatul Eu nu cer nimănui să-mi promită nimic. Eu am spus foarte clar, în cazul în care Partidul Social Democrat decide să susțină un guvern minoritar, acest lucru nu se poate face decât pe o perioadă limitată de timp, cel mult până la 1 februarie. Cred în continuare că susținerea și România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar. România are nevoie de un guvern stabil prin ce crize trece. La ce răscruce de drumuri e în momentul ăsta România. Și atunci ar putea PSD să intre la guvernare dacă spuneți că nu este o variantă susținerea unui guvern minoritar? Nu s-a discutat acest lucru până acum. Bun. În ce termen se poartă discuția cu premierul desemnat Nicolae Ciucă? Întâi faceți o ședință a conducerii PSD să decideți exact dacă votați un guvern minoritar sau întâi vreți să vorbiți cu premierul desemnat și după să luați decizia? Să vedem care este programul de guvernare, care sunt măsurile, dacă pot fi încadrate cele 10 măsuri ale Partidului Social Democrat și care sunt timpii de implementare ale acestor măsuri, pentru că nu facem... Acum, nu vorbim de politică, vorbim de prioritățile românilor. Suntem în cu totul și cu totul altă logică. Deci decizia va fi luată după întâlnirea cu Nicolae Ciucă în partid. Categoric. Pune PSD condiții legate de anumite persoane care să ocupe anumite funcții în executiv? O singură condiție are PSD-ul. PSD-ul nu are nevoie de nicio funcție. Mulțumesc mult. Nici de cea a Camerei Deputaților? Nu. PSD-ul nu are nevoie. Funcțiile, ca și guvernul, nu credem că sunt ceva conjunctural. Stabilitatea o aduce o alianță. În cazul în care se creează o majoritate, acea majoritate are atât guvernul cât și șefia de la Cameră și Senat. Și o ultimă întrebare. Pe Florin Câțu îl veți vota președinte al Senatului? Aceasta este dorința și propunerea PNL? V-am răspuns la întrebare mai devreme. Nu există o alianță între PNL și PSD ca să PSD-ul să voteze pe cineva la Senat sau PNL-ul să voteze pe cineva la Cameră. Cred că e. Mai mult, eu nu pot să am o înțelegere cu Partidul Național sau să negociez ceva cu Partidul Național Liberal, deoarece ei au o decizie cum nu negociază cu PSD-ul. E un cer vicios. Marea problemă este ce fac românii. Și chiar ultima întrebare. Când va fi întâlnirea cu Nicolae Ciucă? Stabilit? V-am spus.